Hai salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și de data aceasta facem un top 5 cu telefoanele care m-au impresionat cel mai mult în 2019. Vorbim despre telefoane care nu au apărut neapărat în 2019, dar pe care eu le-am deținut în 2019 și implicit le-am utilizat. Fac acest video în perspectiva în care unii dintre voi ar putea fi interesați de părerea mea legat de un astfel de subiect. Am ales 6 telefoane în acest top 5 și sunt 6. pentru simplu fapt că pe locul 5 avem o egalitate între două telefoane, unul premium și unul, hai să spunem, mid-range. Bineînțeles, unii s-ar putea să fie surprinși de alegerile mele, alții s-ar putea să fie foarte contrariați de alegerile mele, iar pentru unii s-ar putea să nu fie niciun secret care este cel mai bun telefon pe care eu uh, l-am plasat în acest top, pe locul întâi, s-ar putea însă să fie surprinși de telefoanele de pe celelalte poziții. Repet, este alegerea mea, sunt uh, considerațiile mele la produsele pe care le-am cumpărat și le-am deținut și utilizat în egală măsură, și uh, fiecare în parte din punctul meu de vedere, merită, dacă vreți, o recomandare pentru cei interesați de un astfel de produs și care se află în căutarea unui astfel de produs, mai ales acum că suntem în perioada sărbătorilor și mai ales acum că toată lumea caută să se înnoiască, ca să zic așa, sau să-și facă un cadou sau multiple, de ce nu? Astea sunt telefoanele pe care eu le consider a fi cele mai bune în 2019, telefoane care mie mi-au plăcut, telefoane care au avut plusuri, dar și minusuri, unele dintre ele în egală măsură. Și uh, vă urez vizionare plăcută! Toate cele bune! Tehnologie de ultimă oră, la un preț extrem de accesibil și de competitiv, raportat la produse similare făcute de alte companii. Și pentru asta, pentru mine, merită recomandare maximă. Dacă îl găsiți prin magazine, testați-l, vedeți despre ce este vorba, și dacă vă convinge, și dacă se pretează nevoilor voastre, de ce nu, puteți să-l și achiziționați. Din perspectiva mea, ca utilizator real, acest telefon își merită banii pe deplin. Dacă vrei mai mult, atunci treci la varianta Pro, dar trebuie să bagi mâna mai adânc în buzunar. Eu nu înțeleg de ce Huawei vrea să copieze din nou Apple, inclusiv la chestiile astea, dar eu sunt nemulțumit ca și consumator final că trebuie să mă duc să dau bani ulterior să-mi accesorizez telefonul cu niște lucruri elementare și care nu costă foarte mult pentru producător. Adică o husă de genul ăsta cred că costă vreo 10 euro cent dacă e să mă întrebați pe mine. O folie de ecran la fel și adaptorul ăla la fel. Ei bine, m-am dus și am plătit pe folie, ca să-mi foliez telefonul față, spate, lateral, am plătit 84 de lei, plus husa încă 35 de lei. Deci, nu este ok Huawei. Terminați. Nu mai copiați Apple și nu mai copiați alți producători din lumea Android care vin cu pachete sărăcăcioase, în special când vindeți produse din categoria premium. Dați consumatorului cât mai mult, în așa fel încât să vi fidelizați în primul și în primul rând. Dau seama că toate îndoielile pe care le-am avut la momentul lansării nu s-au tradus în justificări în viața reală. Uh, nu s-au dovedit a fi uh, împotriva mea ca și utilizator. Din contră, s-au dovedit a fi niște surprize foarte plăcute și mă bucur că a fost așa. Genială implementarea celor de la Huawei și asta se întâmplă efectiv atunci când investești o grămadă de bani în tehnologii noi și după care le și implementezi bine, iar ele în viața reală funcționează foarte bine. Sunt de principiul că orice chestie implementată de un producător, indiferent de numele lui, atâta timp cât funcționează așa cum este marketată, atâta timp cât funcționează în așa fel cum îi se face reclamă și cum ni se promite nouă consumatorilor, ăla este un lucru bun, este un lucru benefic pentru noi consumatorii. Iar din punctul ăsta de vedere, modul în care ei implementează AI-ul, inteligența artificială, cu chipuri dedicate, separat de procesorul telefonului, separat de GPU-ul telefonului și așa mai departe, înseamnă că băieții sunt puși pe fapte și că vor, într-adevăr, să ofere o experiență cu adevărat unică, dar în același timp fluidă. Un telefon care, în momentul de față, se mișcă absolut excelent n-am avut nicio problemă pe partea de lag și alte chestii de genul ăsta și care în momentul de față are aproape toate trăsăturile pe partea de cameră și nu numai, și pe partea de DEX și alte chestii de genul ăsta pe care le regăsești, de exemplu, doar pe seria Note. Pentru că toate au fost aduse pe S10+, pe S10 5G, S10-le normal, cu ajutorul ultimelor update-uri de soft. Drept urmare, telefonul din bun a devenit și mai bun datorită acestor trăsături implementate și uh, mă bucur să văd că Samsung se ocupă în continuare să mențină proaspăt, dacă vreți să folosesc termenul ăsta, acest telefon. Pentru că, hai să fim serioși, are puțin peste 6 luni de când a apărut pe piață. Uh, acesta este OnePlus 7 Pro, ăsta este unboxing-ul. Este cel mai lung unboxing pe care l-am făcut. Asta pentru că l-am așteptat cu foarte mare interes. Asta pentru că mi-a suscitat foarte mult interes acest telefon de când l-am văzut. Și tocmai de aceea am insistat în a face un clip mai lung în așa fel încât să vă prezint cât mai multă informație. Să vă prezint telefonul pendelete și uh, uitați-vă și voi cât de fain arată culoarea asta. Un telefon care în momentul de față este considerat a fi cel mai bun telefon Android. Mă abțin, nu trag astfel de concluzii. Ăsta nu este decât un unboxing. Voi începe utilizarea, instalarea tuturor aplicațiilor mele, voi începe utilizarea propice, corespunzătoare a acestui terminal, și uh, clipurile următoare uh, vor fi așa cum v-am obișnuit pe acest canal. Cu uh, lucrurile pozitive, cu lucrurile negative, vom vorbi separat despre partea de cameră și, uh, bineînțeles, într-un final uh, vom face și recenzia acestui produs. Acesta este OnePlus 7 Pro, cel mai bun produs electronic din această categorie de produse a celor de la Samsung. Un telefon pe care îl dețin de exact 3 luni de zile, știți foarte bine că v-am făcut recenzia produsului după o lună și jumătate de utilizare, pentru că întotdeauna când fac o recenzie la un produs, întâi folosesc telefonul efectiv, cotidian, în toate scenariile posibile și uneori poate și imposibile, în așa fel încât să pot să vă ofer cea mai bună opinie a mea, fie ea și o opinie personală din punctul de vedere al unui consumator obișnuit, la fel ca și voi. Iar astăzi am zis să vorbesc din nou despre Note 10 Plus în contextul în care au trecut 3 luni de zile de când l-am achiziționat. 3 luni de zile în care l-am folosit și în care l-am folosit extraordinar de intens. Este propriu zis telefonul pe care l-am utilizat cel mai intens dintre absolut toate telefoanele pe care eu le-am deținut vreodată. Este propriu zis produsul electronic de acest tip Uh, fără de care, uh, sincer să fiu, nu prea pot să-mi fac treaba zilnic. Mai... În fond și la urma urmei, gusturile țin de fiecare în parte, oamenii sunt subiectivi, uh, avem gusturi total diferite și preferințe diferite, însă, din punctul meu de vedere, ăsta rămâne cel mai bun produs de acest tip de pe piață în momentul de față, indiferent de ceea ce au lansat competitorii.